fiecare dimineață în deșteptarea de la 8:30, 8:35 arată ceasul acum. Ghicești și călătorești, am ascuns încă de ieri tichetul de vacanță, l-am pus bine, bine, bine de tot. Trei dintre voi ați intrat deja în direct la 0372069599 și avem patru indicii, trei de nu și un da. Ca răspunsuri. Sunt toate pe site, pe europa.fm.ro. Nu o să vă spunem despre ce e vorba acum. Bine e să intrați pe site de fiecare dată, înainte să intrați în direct, ca să aflați ce s-a mai spus, ce s-a mai întrebat. Da, să nu repetați întrebările. Uh-huh. Începem? Da. Suntem pregătiți? Eu am senzația că acum se câștigă. Zici că se câștigă? Uh-huh. Ok. Hai să vedem. Începem cu Andrei. Bună dimineața, Andrei. Salut, Andrei. Bună dimineața. Salut, Andrei. Știi care e regula, nu? Adică știi cum procedăm. Da. Ia zi. Să vedem dacă ai învățat. Iată cumva în județul Hunedoara. 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 Și așa mai repede, mai repede, mai repede. Mai repede. Da, ne-am pierdut. Asta era întrebarea, da? Deci tu trebuie să adresezi întrebări da, nu. Și dacă e da, mergi mai departe. Dacă nu, nu mergi mai departe. Asta e regula. Ce ai zis? E în județul Hunedoara? Păi e în județul Hunedoara. Răspunsul este? Nu. Nu. Ne pare rău. Andrei, îți mulțumim tare mult. Dar noi dăm întrebarea ta și o punem acolo pe site. Auzi, dar de ce te... Mai e pe linie? Da. Dar de ce te-ai gândit, Andrei, la Hunedoara? Care era treaba? Cum ai... Ce-ai făcut? De ce? Taman Hunedoara. Păi m-am gândit că e în România, nu e în București, nu e în Constanța, nu e destinație turistică. Da. Mă gândeam că ați trimis oamenii la Giardini Vizoi, la noi, la Hunedoara. La cum? La cine? Giardini Vizoi. Ce este Giardini Vizoi? Eu mă gândeam la Castelul Huniazilor, la ceva de asta. Giardini Vizoi? Ce e restaurant? De castel, toată lumea. Serios? Nu știm. Ce aflăm acum? Andrei? Da. E un restaurant? Nu, bre. Nu, nu e un restaurant. E timpul să vizitezi Giardini Vizoi. Ban potoc, asta e? Da. Prețul unui bilet e de 15 lei. Nu ce e permis accesul cu animale de companie. Luca, stai acasă. Parc. Evenimente, prezentări. Foarte tare. Bravo. Mulțumim că ne-ai zis. Uite, o idee bună. Mulțumim, Andrei. Uite, acum oamenii știu unde se ducă când va ajung la Hunedoara, deci pe lângă castelul Huniazilor mergeți la Giardini di Zoe, că zice Vlad că e frumos, da. Și Andrei. Poze frumoase, photoshooting, chestii. Bine, am mai pus o întrebare cu un răspuns negativ. Cecilia, bună dimineața! Giardini di Zoe. Bună dimineața! Bună! Bine venit! De unde ești? Din Bacău. Din Bacău ești. Te-ai gândit, ai intrat pe site, ai văzut ce-am pus acolo, da, care sunt întrebările văzut, greșite? Da? Ia zi. Da. Care e întrebarea ta? E în zonă de munte? Mi-a plăcut oricum abordarea. Da, interesantă. Răspunsul e nu. Nu, nu Cicina este în zonă de munte. Asta bine, e din... Mulțumim. Da, 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 mulțumim. Ai restrâns aria, așa da. E. Cecilia s-a sacrificat pentru comunitate, mă. Da, deci asta e genul de întrebare care nu te ajută pe tine personal foarte mult, că, pe urmă, oricum, dacă rămâi în zonă de munte, e o țară plină de munți. Da, da, e și o țară ajută pentru de... comunitate, vezi? E și o țară plină de câmpii, de dealuri, de subcarpați. De asta este atât de faină România, măi, că avem de toate. Și de depresiuni. Și de depresii. Și de depresii, da. Daniel, ultima încercare. Bună dimineața. Salut, Daniel. Salut. Bună dimineața. Bună. Hai că nu e greu, Daniel. Concentrează-te. Păi, da, mă concentrez. Deci, trece cumva un râu pe lângă? Pe lângă ce nu trece un râu? Ce înseamnă? Ce înseamnă pe lângă? Asta, da. Asta e acum, Ana, azi. În zonă, un mare râu, ca să zic. Și când spui zonă, la ce te referi? Prin zonă, domne, dacă e pe acolo un râu. Unde aveți indiciu. Da. Păi nu, ce înseamnă prin zonă? Adică la 10 km, 20 de km, la 500 de metri? Nu, nu, lângă, adică pe lângă localitate sau chiar prin localitate, ca să zic. Răspunsul este... Da. 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 Trece un râu prin zonă. Am prin toate localitățile noastre ceva apă localitate. Trece. Da, prin zona. A, așa. Da. Da. E localitate cu râu. Da. A, așa. Este în Podișul Transilvaniei. Măi, să fie. Da. Cât e premiu? 1000 de euro. Podișul Transilvaniei. Avem premiu de 1000 de euro. Nici nu discutăm cu asta. Iar răspunsul este... Că premiul de 1000 de euro
Rămâne la noi deocamdată. Nu, Daniel, deci, nu este în podișul Transilvaniei, prietene. Dar Daniel și Cecilia au făcut pași mari pentru comunitatea Europa FM. De ce? Și Andrei a exclus Hunedoara cu totul. Bun, deci știm așa acum. Hunedoara. Răspunsurile de azi, nu le mai repetăm că de la începutul concursului, n-am rost, că nu e în Hunedoara, nu e în podișul Transilvaniei, nu e în zona de munte. Exact. Dar este... Trece un râu prin zona. Trece un râu prin zona. Da. Se restrânge aria. Toate răspunsurile și de ieri și de astăzi, sau întrebările și de ieri și de astăzi, cu răspunsurile miroane noastre, sunt pe site, pe europafm.ro. Vă așteptăm și mâine dimineața la 8:30 pentru Chicești și Călătorești. Trezește-te! E timpul să-ți începi ziua. I like humor in the morning. Deșteptarea la Europa FM.